peste 1100 de biciclete noi în tot orașul. Asta promit ieșenilor șefii municipalității care vor o alternativă la circulația cu mașina personală sau cu mijloacele de transport în comun care blochează traficul și poluează. Totul va fi posibil printr-un proiect european ce va fi depus în sesiunea de finanțare pentru POR AXA 4. Valoare se ridică la aproape 4 milioane de euro, bani folosiți la realizarea 54 de stații de închiriere a bicicletelor, 11 stații de reparații și 35 de parcări. Ce se va cumpăra din această sumă? Probabil că ați zărit prin Europa, în special în Olanda, acele parcări pentru biciclete în care bicicleta este prinsă automat pe un cadru, este înregistrată electronic, are un sistem de urmărire de tip GPS, încât în orice moment știi unde este fiecare bicicletă, cine o utilizează, dacă a lăsat-o unde trebuie sau dacă ea este undeva abandonată. Dacă se va obține finanțarea, pe străzile orașului vor circula 940 de biciclete clasice noi, 83 de biciclete electrice, 43 triciclete pentru persoanele în vârstă și alte 19 pentru persoane cu dizabilități. Acest proiect face parte dintr-un pachet prin care se va dezvolta transportul nepoluant. Primăria promite reabilitarea și chiar extinderea rețelei căilor de rulare pentru tramvai, dar și achiziția unor noi mijloace de transport electrice.